Sala Sporturilor Horademian, ediția 12-a finale a Cupei Liceelor, meciul final. Ne aflăm aici împreună cu cele două echipe care s-au calificat în finală. Este vorba despre Liceul Augustin Maior și Liceul cu program sportiv, LPS, prescurtat, cum îi spunem noi. Cele două echipe au îmbrăcat la început pentru un minut tricourile trimise de la Federație cu insemnele campionatului european care va începe vineri. Iar noi suntem la microfon, Ionel Banu și prietenul meu Cristi Dulca. Mă bucur, Cristi, că ești împreună cu mine. Așa, mă bucur și mulțumesc de invitație. Tu ești printre cei care n-au lipsit niciodată când ai avut posibilitatea de la aceste meciuri. Părerea mea este că alături de tine și de toți ceilalți componenți în timp ai echipelor clujene, voi ați încurajat foarte mult, foarte mult această competiție aflată, iată, la ediția cu numărul 12. Da, este o competiție foarte, foarte benefică, în primul rând și frumoasă, multe ambiții, multe talente care pe parcurs s-au dovedit a avea succes. Sunt jucători care au ajuns chiar în Italia, la Napoli, a jucat, vorbim de Chiricheș, sunt Maxim, iarăși sunt foarte mulți jucători. Sperăm să vedem și alții. Așa cum spuneam, stimați spectatori, cele două echipe în finală, le avem aici prezente acum, sunt ultimele mișcări de încălzire. Am să dau citire loturilor echipelor pentru a vă acomoda cu numele și cu numerele de pe tricouri. Începem cu Liceul Augustin Maior, în tricouri de culoare galbenă. Echipa este antrenată de profesorul Mircea Haiduc. Capitanul echipei, Tudor Mare, numărul 12, apoi numărul 5, Emilian Dumitru, numărul 8, Nicolae Păun, 10, Ionuț Dinu, 3, Alexandru Misarăș, 7, Bogdan Moraru, 6, Ionuț Oprea, 2, Ionuț Mihăiescu, 4, Vlad Șular. Iar la liceul cu program sportiv, antrenor profesor Călin Tecoanță. Capitanul echipei, numărul 13, Marius Ștefănescu. M-am oprit pentru că era să asistăm la primul gol al meciului, dar de fapt m-am oprit bine pentru că iată, este 1-0 pentru echipa liceului cu program sportiv. Așa cum spuneam, deci a marcat jucătorul cu numărul 14, Alex Dulca. O să revenim. Numărul 13, deci Ștefănescu Marius, capitanul echipei, numărul 12, Bogdan Langa, apoi numărul 10, Răzvan Ititesc, numărul 14, Alex Dulca, numărul 3, Victor Manu, numărul 1, Cristian Pop, a fost acolo un hands, cred, și lovitură liberă dictată de Dan Dreve, unul din cei doi arbitri de prima ligă care conduc această întâlnire, celălalt este Horațiu Feșnic. Am rămas la Cristian Pop, numărul 1, și apoi Gabriel Cozea, numărul 20, și Raul Vita, numărul 8. A executat jucătorul cu numărul 7, Bogdan Morar, dar din zid mingea a ajuns în brațele portarului. Cristi Dulca, trebuie să te întreb, în ce măsură crezi tu că o astfel de competiție este benefică? În ce măsură crezi că ea, dacă dăine în timp, iată, de 12 ani, începe să-și atingă scopul? În primul rând, felicitări pentru cei care organizează astfel de competiții. Din câte știu, Ovidiu Blac pune foarte mult suflet la această competiție și cred că este un pion important la organizarea acestei competiții. Încă o dată felicitări. Sigur că, exact cum am spus mai devreme, e important, sunt ambiții mari, sunt orgolii între licee și asta dă spectacolul până la urmă. Trebuie să spunem că o parte dintre acești jucători evoluează și la cluburi specializate în fotbal de aici din oraș și sigur că acolo s-au născut și rivalitățile. Pentru că nu toți provin de la același club, evident. Exact. Sunt jucători care sunt la CFR, la U, la școala Ardealu, la școala Georgescu. Deci e o competiție, Ceea ce pe mine mă încurajează este faptul că prin astfel de competiții se demonstrează că baza
fotbalistică, dacă putem să-i spunem așa, începe să devină tot mai solidă aici în Cluj și în zonele apropiate, pentru că toți acești copii sunt pentru cei de vârsta lor și pentru cei mai mici niște exemple pe care ei vor dori să le urmeze. Întotdeauna Clujul a dat jucători și a avut o bază solidă de tinere talente. Sigur, ei dau un exemplu celor mai mici și cei mici doresc să ajungă la nivelul lor. Este o repunere din lateral pentru cei de la Liceu cu program sportiv. Se încearcă o angajare a jucătorului cu numărul 14, Alex Dulca, dar n-a reușit această pasă. Un rit foarte bun până în acest moment, puține greșeli individuale. Au trecut totuși de-abia doar 4 minute și încă nu putem să tragem o concluzie, dar și mie și lui Cristi ne place ceea ce vedem. S-a înscris foarte repede, e adevărat. Dar va fi un meci disputat, pentru că ambele echipe au jucători destul de buni și foarte tehnici pentru sala, chiar dacă joacă pe teren mare, mulți dintre ei. Sigur, stimați spectatori, până acum competiția s-a desfășurat în aer liber. Ovidiu a împământenit, să spunem așa, această finală în sală, pentru că ea fiind programată și în funcție de televiziune, de televizarea meciului, el trebuia să se asigure că se poate juca în condiții meteo optime. Și atunci, întotdeauna, la capătul competiției, finala se joacă în sala sporturilor Horea Demian. Așa se explică faptul că suntem aici, dar până acum toate jocurile s-au disputat afară. Până la urmă este o tradiție, ca finalul da, să este fie o tradiție. În sala și asta Horea este. Da, așa e. Văd că din ce în ce mai multe lume la meci. Au început să vină. Eu vreau să te întreb pe tine altceva, pentru că tu ești unul dintre cei care participă constant de mai mulți ani. Eu am sesizat niște plusuri care încep să se adune, plecând de la, știu, edițiile de început, acolo unde erau mai multe minusuri și la organizare, și la valoare, și la jucătorii care participau, și la reacțiile profesorilor, antrenori, care nu erau cele mai ortodoxe întotdeauna. Încet, încet câștigă competiția și în valoare, și în comportament, și în civilizație. Iar faptul că suntem la ediția a 12-a, pe mine mă încurajează foarte mult. Această constanță arată clar o creștere a profesionalismului acestei competiții și exact ca atunci când analizezi un joc de fotbal. Înveți din greșeli și următoarea partidă încercăm să le eliminăm și să aducem un plus în cazul de față competiției. Interesul începe să fie tot mai mare vis-a-vis de competiție? Da, faptul că e transmis meciul la televiziune și faptul că lumea începe să vină este un lucru foarte bun. Sigur că prezența voastră, a tuturor celor care ați însemnat ceva pentru Clujul fotbalistic, și aici mă gândesc la tine, la Radu Sabo, la Cristi Pojar, la Adifalu, la Popescu, la toți ceilalți. Acum îmi cer scuze că nu pot să-mi amintesc foarte repede pe toți, dar cu toți. Ilie Lazăr, aici Feridican va veni și el, sau a venit deja. Îl văd pe Stelică German în tribună. E acolo și Vasile Dobrău. Deci voi ați stimulat foarte mult prin prezența voastră și prin faptul că lumea v-a iubit cât timp ați fost jucători, pentru că ați fost oameni de calitate în primul rând, dar ați fost și fotbaliști foarte buni. Da, așa este. Mulțumim de aprecieri. Da? Important este să fim un exemplu pozitiv pentru ei și să-și dorească să ajungă la un nivel foarte bun, să-și dorească să urce calitativ și să joace cât mai sus. Să se oprească cât mai departe. Exact, da? Să se oprească cât mai departe. Da. Spune-mi, te rog, Cristi, acum câteva cuvinte despre ai tăi, despre tine, pentru că n-am apucat să te întreb nimic. Chiar dacă am discutat înainte de a începe meciul, am stat foarte puțin împreună. Da, despre echipa națională Under-21. Sigur că mai avem trei meciuri importante, o dublă Luxemburg și Danemarca și ultimul meci în Bulgaria.
În situația de față suntem pe locul 2, o poziție care până la urmă ne onorează și ne obligă de a menține până în ultima clipă suspansul. Eu sper să ne menținem pe poziția a doua și să jucăm barajul, pentru că Danemarca este o echipă foarte puternică și mi-e greu să cred că vor părăsi locul 1. Dar până una alta ne așteaptă un meci important în 2 septembrie, cel cu Luxemburg, pe care trebuie să câștigăm, după care ne pregătim pentru meciul din Danemarca, unde trebuie să ne luăm o revanșă. Aștept cu nerăbdare acele meciuri care se vor termina în toamnă, care se vor termina în toamnă, și sper din suflet să prinzi barajul. Eu aș vrea să mă calific direct, asta înseamnă să piardă Danemarca toate meciurile. Eu altceva am vrut să spun că sper să prinzi barajul, dar că doresc o calificare, dacă se poate, fără baraj. Vreau să-mi continui ideea, așa. Va fi greu cu Danemarca, fără discuție. Pe tine te-a încurcat foarte tare probabil meciul cu Bulgaria, nu? Da, a fost un meci pe care nu trebuia să-l pierdem, dar asta e fotbalul până la urmă, nu mai căutăm scuze de ce am pierdut meciul, să facem analize acum. Sigur, Danemarca este una dintre echipele care au pornit cu prima șansă la câștigarea grupei, o echipă care deține în lot 7 jucători de la echipa mare, 3 jucători titulari, deci au o echipă valoroasă. Dar noi luptăm până la capăt. Faptul că am câștigat cu Țara Galilor și n-am pierdut în dubla cu Țara Galilor, egal în deplasare, și am câștigat 2-1 la Mediaș, arată că suntem o echipă care putem produce surprize, o echipă valoroasă cu jucători valoroși în momentul în care jucăm bine. Încheiem acest capitol dacă îmi spui și câteva cuvinte despre Marco. Da, Marco a avut șansa anul trecut să ajungă la Swansea, în Țara Galilor, în campionatul englez. A crescut foarte mult într-un an. Eu sper să continue pe același nivel pe care îl are, să se pregătească foarte bine, în primul rând să fie sănătos și să ajungă unde își dorește, pentru că are țeluri mari, este la un club mare și până la urmă visul care îl are el să ajungă mare fotbalist încă nu s-a îndeplinit, dar e pe cale să se îndeplinească. Va fi așa cu siguranță, este foarte ambițios Marco. Și să mai spunem o singură chestiune, jucătorul cu numărul 14 de la LPS, Alex Dulca, nu are nicio legătură cu... Nepotul meu. Adică nu este fratele lui Marco, asta am vrut să spun. Nu. Este nepotul tău. Și el a înscris singurul gol de până acum. Meciul s-a echilibrat, după cum vedem. Meciul s-a echilibrat, da. Cu ocazie de o parte și de cealaltă. O ocazie mare. Ratare uriașă, da. A celor de la Augustin Maior, da. Ratare uriașă, jucătorul cu numărul 10, Răzvan Itites, care este și... Nu, am greșit eu. De Ionuț Dinu. Și până la urmă, ratat. Augustin Maior este campionat de anul trecut. Da, așa este, da. Bună, o echipă. Deci, acum avem în teren practic două echipe care au jucat finale până acum, deci în anii trecuți. Și încă o ratare la fel de importantă. Se joacă foarte deschis de la o poartă la alta, cu multe faze frumoase. Este un fotbal plăcut. Da, calități tehnice la jucători, execuții tehnice chiar plăcut. Și ceea ce mă surprinde până în acest moment este că n-am văzut jucători care să nu știe cu mingea, ceea ce e un lucru chiar interesant. Da, la sală și văd că destul de tacticizat, da. Așa, nu se hazardează așa în atac, foarte bine organizați pe apărare. Cred că asistăm la un cartonaș chiar roșu. A fost un fault destul de grosolan, era și o fază în care se putea, dacă trecea în dribling, să înscrie. În sfârșit, a fost eliminat jucătorul cu numărul 3 de la LPS. Este vorba despre Victor Manu. Dar el
Da, așa este, a fost eliminat. Să vedem acum cine va executa lovitura liberă. Nu este eliminat din competiție. Nu, este eliminat pe o perioadă determinată. Nu știu exact să spun, 3 minute, 5 minute, nu știu exact. Și exact cum am prevăzut, da, va fi un meci frumos, a egal la cei de la Augustin Maior. Nu, și inferioritatea numerică la jocul în sală își spune cuvântul. Da. A, nu, a fost cu drept de schimbare. A, așa este, da. A fost cu drept de schimbare, dar în faza schimbare respectivă n-a fost. N-a fost, da. Deci da, în faza respectivă, până s-a terminat faza, da. 1-1, ai spus foarte bine, un meci echilibrat, un meci și cu valențe fotbalistice suficiente, cel puțin până în acest moment. E adevărat că și prezența a doi arbitri de prima ligă asigură disciplina în teren și deci preocuparea jucătorilor pentru fotbal în sine. Se face simțită și galeria, stimați respectatori. Ei sunt la tribuna a doua, grupați acolo. Ovidiu Blac, pe care o să-l avem la microfon în repriza a doua, a făcut eforturi, vă spun, foarte importante pentru a asigura buna desfășurare a competiției. Sunt și multe premii, sunt și mulți sponsori. Ovidiu Blag, așa cum îl știm cu toții, nu lasă lucrurile la jumătate și acesta este un motiv pentru care această competiție devine tot mai atractivă. 12 ediții înseamnă tradus 12 ani, este chiar... Era chiar mai tânăr, Ovidiu. Da, era mai tânăr. Acum 12 ani. Da, deci 12 ani mi se par de luat în seamă, este o perioadă care da, trebuie apreciat. E de apreciat Constanța, da, care a da organizat aceste turnii. Ce se mai întâmplă legat de astfel de competiții este faptul că ele intră în conștiința celor care sunt implicați. Vorbesc în primul rând de elevii fotbaliști și de profesorilor. Contribuția profesorilor e importantă. Exact. Dar deja se știe, domnule, în acea perioadă anului nu putem să ne facem alt program decât să participăm acolo dacă dorim să participăm. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. Vom avea la final și o festivitate de premiere, așa cum v-ați obișnuit, echipa câștigătoare, dar și celelalte echipe vor fi beneficiarele unor cadouri din partea organizatorilor, așa cum am mai spus. Un șut la poartă și iată gol în acest moment. Gol reușit de numărul 13, este vorba despre Marius Ștefănescu. Și echipa liceului cu program sportiv, LPS trece la conducere cu 2-1. Încă un șut al lui Alex Dulca, un șut bun, dar puțin pe lângă poartă. A fost un hands. Și minge în aut pentru echipa de jocul cu program sportiv. Cine face parte din echipa voastră la triunghiularul de după finală? Păi Ilie Lazăr, Marius Popescu, Călin Ciucur, Vasile Dobrău, Marco Dulca, eu, Cristi Pojar, Stelu German. Stelu German, da, da. Exact, Stelu German, care da, e piesa de bază, de fapt, până la urmă. Da. Va fi, deci, așa cum ați reținut, și un triunghiular la care participă formația foștilor jucători, care au adus onoare Clujului și chiar și rezultate, putem spune. Este vorba despre echipa bloggerilor și o echipă a jurnaliștilor de aici din Cluj. Va fi un triunghiular cu reprize de câte 10 minute, fiecare cu fiecare. Cred că ajung 10 minute, nu? Cam puțin. O revedere plăcută după... Da, sigur. Și va fi o revedere și mai plăcută după.
La repriza la, a patra. A patra, da. Telespectatorii noștri știu desigur la ce ne referim. Va fi berea de după. O bere absolut meritată în primul rând de organizatori și în primul rând de Ovidiu Blag. Pressing al celor de la LPS, o minge de angajament. Și out pentru LPS. Hotărăște arbitru Horatiu Feșnic. Chiar dacă au marcat cei de la LPS, eu cred că va fi un meci strâns până la sfârșit. Se joacă foarte bine, vorba ta, tacticizat de-a dreptul. Da, pentru că stau foarte bine în apărare și mizează ambele echipe pe cartea contraatacului. Golurile cum s-au dat, a arătat acest lucru. Iar jucătorii chiar dovedesc cunoștințe de tactică și de așezare în teren. A fost un fault acolo. În imaginea noastră l-ați avut pe jucătorul cu numărul 10, Ionuț Dinu, care a încercat să-și facă loc cu mâna. Și fault pentru echipa Liceu Cluj Sportiv. O execuție frumoasă. Execuție frumoasă, da. Încercare, da, da. A fost acolo Raul Vitan, jucătorul cu numărul 8 din echipa LPS-ului, tot el la minge. Alex Dulca, faultat acolo Alex Dulca. Încă un fault. Probabil că este cel mai faultat jucător, pentru care este avertizat verbal domnul profesor Călin Tecoanță pentru proteste. I s-a atras atenția că va fi trimis în tribună. Un fel de Diego Simeone al cupei liceilor. Foarte mult suflet pe care îl pune. Da. Tecoanță. Nu este puțin lucru din 24 de echipe la start să ajungi să joci finala. Este chiar aproape an de an. Da, aproape an de an să joci în cele două finale, orice mare, orice mică. Este un lucru de subliniat. Și sigur că și așteptările profesorului antrenor sunt pe măsură, de acolo și unele reacții care, hai să spunem că ar trebui să și le tempereze. Out acum. Și un șut foarte bun, un șut foarte bun al jucătorului cu numărul 11. Remarc statura portarului de la... Da. Păi este cam de handbal. Este cam de handbal. Eu am primit aici niște date, dar unele din ele nu se confirmă. Portarul cu statura foarte importantă este Bogdan Langa, îl am aici, numărul 12. Statura impresionantă. Da. Cred că ar trebui să încerce să șuteze pe jos. Ar avea mai multe șanse. Și uite, Cristi Dulca, am ajuns în pauză. 2-1 în favoarea liceului cu program sportiv. Urmează o pauză. Demonstrația majoretelor de la PES Junior, o echipă formată în 2013 sub îndrumarea antrenoarei Andrei Alina Mateuț, aplauză pentru doamna antrenoare aici prezentă, de 6 ori campioană europeană la majorete tradiționale și în titlu de vicecampioană europeană în cadrul clubului PES Junior condus de Gheorghe Fetean. Echipa PES Junior a participat cu succes la o mulțime de competiții oficiale destinate majoretelor. În 2013 a cucerit titluri de campioană națională la juniori, iar în acest an vicecampioană națională la majorete hobby junioare. Așadar, aveți ce vedea astăzi în această pauză PES Junior condus de Andrei Alina Mateuț. L-ați auzit pe Ovidiu Blag, eu am să reiau doar ideea performanței la aceste majorete de 6 ori campioane europene la majorete tradițional, deci este o formație care chiar trebuie urmărită. Thank you.
Majoritele de la Beș Junior, alese special pentru că provin tot din cadrul elevilor. Urmează repriza a doua a finalei. Așadar, reluăm transmisia noastră cu repriza a doua, scor la pauză 2-1 în favoarea formației liceului cu program sportiv, în finala în care întâlnește liceul Augustin Maior. Să mai spunem doar că ambele formații au mai multe finale jucate în timp, ambele fiind câștigătoare ale acestor finale. 2-1, lovitura de începere în favoarea formației liceului Augustin Maior. Pentru moment Cristi Dulca nu este lângă mine, dar va reveni. Avem totuși un Dulca în teren, jucătorul cu numărul 14, Alex Dulca, nepotul lui Cristi, care a și marcat unul din cele două goluri ale meciului, ale echipei sale. Out în acest moment. Revin cu cei doi arbitri, Dan Dreve și Horațiu Feșnic, ambii divizionari de prima ligă. Deci un arbitraj pe măsura acestei finale, unde, așa cum ați reținut din comentariul nostru din prima repriză, comentariul care am făcut împreună Cristi Dulca, am fost surprinși și el și eu să vedem că majoritatea jucătorilor nu au secrete în ceea ce privește acest joc. Sunt niște jucători care promit foarte mult și pe care cu siguranță în viitor o să-i vedem în echipele clujene sau chiar și în alte echipe. Mingea a doborât cupa care se va oferi câștigătorilor. Se întâmplă și așa ceva din când în când. Antrenorii celor două echipe sunt profesorul Mircea Haiduc pentru echipa liceului cu program, cu Augustin Maior, și pentru liceu cu program sportiv este profesorul Călin Tecoanță. În acest moment ajunge lângă mine și Ovidiu Blag,
pe care o să-l rog să-și pună casca pentru comentariu și să-și deblocheze microfonul. Așadar, Ovidiu, 2-1, foarte strâns scorul, Ovidiu. Probabil și nu probabil, sigur, sunt în teren în acest moment cele mai bune două formații ale competiției. Da, întâmplător sau nu, deși s-a organizat cap de serie, nu speram să ajungă chiar cele mai bune echipe în finală. Țintarul a acționat în favoarea lor și, într-adevăr, așa cum menționai, sunt cele mai bune două echipe pe teren. Și această fază. Ce ratare! Ce ratare a fost acolo! De la mai puțin de un metru a trimis în bară un jucător al formației Liceului Augustin Maior, jucătorul. Care și în acest moment se află la minge, nu pot să vă spun numărul de pe tricou, tu-l vezi, eu nu văd numărul de pe 10 tricou. Nu, 10-le e, da, nu știu. 10-le este Ionuț Dinu. Da, unul dintre jucătorii care s-au remarcat pe parcursul competiției, competiție care a durat 2 săptămâni. Numărul 7, deci numărul 7 a fost Bogdan Morar, jucătorul care a ratat egalarea, posibilitatea obținerii egalării în acel moment. Spuneam, Ovidiu, că au fost 24 de echipe la debutul competiției. Te rog pe tine să faci o comparație cu anii trecuți. Șut în bară, șut în bară a celor de la liceul cu program sportiv. Deci, fă tu comparația cu anii trecuți legat de numărul de participante. Spre bucuria noastră, această competiție și-a câștigat un bun renume pentru că ea oferă posibilitatea tuturor echipelor de a disputa cel puțin 3 meciuri. Noi am făcut un țintar cu grupe, în fiecare grupă echipele au putut juca 3 meciuri, apoi primele două din grupă s-au calificat și de-abia apoi s-a trecut la sistemul eliminatoriu. Astfel încât o echipă care joacă acum finala are 8 meciuri disputate până la această oră, ceea ce reprezintă până la urmă o validare a valorilor pentru că ei trebuie să reziste pe termen lung. Din acest punct de vedere, numărul echipelor mi se pare semnificativ, mai cu seamă că în ziua de astăzi, din ce în ce mai greu se mobilizează tinerii pentru sport și asta nu datorită lipsei calităților sau lipsei preocupărilor dascălilor, ci probabil din prea multe activități suplimentare pe care le au. Organizatorii se bucură că reușesc să mobilizeze astfel de energii și până la urmă să iasă o competiție care, iată, din moment ce e transmisă de televiziunea națională, înseamnă că reprezintă ceva. Un șut acum blocat de da, așa am văzut și eu, de atacantul cu numărul 10 a celor de la Liceul Augustin Maior. Este vorba de Ionuț Dinu. El a blocat șutul cu echipierului său. Eu te-am lăudat pe tine, am lăudat și echipa de organizare, dar aș vrea să te rog să întregești ceea ce am spus eu. Eu cu faptul că, iată, suntem în anul al 12-lea de organizare. Da, e incredibil. Este chiar incredibil și asta vorbeam cu Cristi Dulca, că interesul devine tot mai mare pe ediție ce se desfășoară, pentru că, din ce am auzit eu vorbindu-se în sală, între sportivi, între profesori, deja ei își rezervă din timp spațiul aferent perioadei în care tu organizezi competiția. Asta este marele câștig, că noi deja ne-am învățat cu programul lor școlar și am identificat perioada aceasta de la după 20 mai până în 8 iunie. Oferim și niște pauze în sensul în care ei să-și poată face activitatea școlară în cele mai bune condiții, dar aici au breșe pe care le pot valorifica din punct de vedere sportiv. De asemenea, spuneai impresionantă cifra 12, ajunge să ne amintim că cei doi arbitri de aici, sau cel puțin Horațiu Feșnic, care acum a ajuns în Liga 1, arbitru internațional chiar, a jucat la Cupa Liceilor acum 12 ani. Sau dacă ne uităm la echipa națională, Vlad Chiricheș, Maxim, Răduț au jucat la Cupa Liceilor acum 12 ani. Deci iată că, într-adevăr, se poate vorbi că această competiție validează din punct de vedere al performanței sportive tinerii care sunt acum în teren. Anii trecuți, Calcan, jucătorul pe unde la CFR, sunt jucători care au făcut pasul
noi credem că nu întâmplător și datorită acestei competiții, pentru că sunt foarte mulți antrenori care îi privesc de pe margine și probabil îi văd și își dau seama de potențialul lor în perspectivă. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți aici și Televiziunea Națională transmite această competiție. Elevii cu siguranță se bucură să se vadă la televizor, nu? Așa cum voi ați văzut, noi ne-am făcut un obicei de a fi prezenți aici. Ați fost toate 12 ani. Exact. Și nu putem să renunțăm din moment ce, iată, lucrurile devin tot mai incitante, tot mai interesante și competiția crește în valoare cu fiecare ediție. Da, edificator mi se pare și faptul că undeva prin ianuarie deja copiii se interesează despre ceea ce se va întâmpla în luna mai. Adică la nivelul expectanței există această stare de spirit. E o competiție pe care lumea o așteaptă. Și în acest an... Și voi prin postările pe bloguri și prin ziare și prin televiziune atrageți mereu atenția că va urma competiția, că sunt invitați, că îi așteptați, iar ei nu ezită să se înscrie și să facă față și să participe, evident, cu entuziasm. Niciodată nu s-au întâmplat lucruri, să spunem așa, reprobabile sau, nu știu, sunt animați de un spirit cu adevărat sportiv, indiferent de liceu pe care îl reprezint. Aici am făcut vorbire cu Cristi Dulca despre acest capitol și am convenit cu el că faptul că se desfășoară deja de atâta timp a produs și o schimbare de optică în rândul jucătorilor, în rândul profesorilor. Lumea se concentrează pe sport în sine, restul sunt, nu știu, nu sunt luate în seamă, nu vezi un scandal, nu vezi o vorbă urâtă. Bine, să mai scapă câte ceva, că așa e la fotbal, nu poate fi. Nu, și într-adevăr. Dar în principiu este disciplină, este maturitate. Da, asupra elevilor, eu cred că nemeritat se pune o anatemă, cum că ar fi atrași exclusiv de calculatoare și de alte medii decât cel sportiv. Nu e așa, licee oarecum... cu mai puțină importanță din punct de vedere sportiv, a reușit să facă niște rezultate extraordinare. Și până la urmă, ăsta e spiritul. Cei care învață foarte bine, poate că nu sunt atât de buni la sport și atunci au modele între cei care sunt foarte buni sportiv și invers. Sunt poate mulți elevi care învață de la... mulți sportivi care învață de la elevii care se consacră mai mult învățăturii. Până la urmă, ăsta e spiritul și din acest punct de vedere se poate spune că e o activitate reușită. În acest moment, așa cum desigur știți, stimați telespectatori, conduce echipa liceului cu program sportiv cu 2-1. Jocul continuă în același ritm, în aceeași calitate tehnică și Ovidiu mă părăsește acum, el se duce care alte obligații pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit. Eu aștept în continuare să vedem o partidă frumoasă, așa cum am văzut până acum. Cristi Dulca nu va mai veni la microfon pentru că, iată, echipa veteranilor, îl văd aici pe Marius Popescu, Alin Bănceu, Sorin Vădana, Călin Ciucur, Alparmezaroș, Feridican, Stelian German, Vasile Dobrău, Cristi Dulca, care a fost aici cu mine, Cristi Pojar. Deci ei se duc în acest moment înspre vestiare, urmând să joace în acel triunghiular despre care vă făceam vorbire. Și am rămas singur la microfon, 9 minute și 25 de secunde până la finalul finalei mari. Meci în care, așa cum spuneam, echipa liceului cu program sportiv, antrenor profesor Călin Tecoanță, conduce cu 2-1 echipa liceului Agustin Maior, antrenor profesor Mircea Haiduc. V-aș spune așa o chestiune personală în acest moment. Toți acești fotbaliști pe care vi-am enumerat adinaori, toți aceștia eu îi cunosc din perioada când jucau la copii, iar acum trec pe lângă mine niște domni foarte serioși și destul de sănătoși ca fizic, ca să mă exprim așa. Au trecut ani peste fotbaliștii noștri
dar ei ne-au adus mari satisfacții la vremea respectivă și noi pentru asta îi iubim și îi prețuim. Repunere din lateral, Augustin Maior acum la minge, se încearcă o pasă, dar minge deviată în aut de apărătorii formației Liceul Bucovina Sportiv. Și o minge degajată înspre nicăieri de un fundaș al celor de la LPS. Un duel ceva mai aprig acolo, fault dictat de arbitru Horațiu Feșnic. Mă bucură atmosfera de sportivitate, mă bucură că acești foarte tineri jucători au înțeles spiritul de fair play care îl cere o astfel de competiție și se comportă în consecință. Comisia Județeană de Fotbal Cluj a adus un aport deosebit organizării acestor meciuri. Vă dați seama, 24 de echipe care au jucat, au fost foarte multe meciuri. Am uitat să-l întreb pe Ovidiu Blag câte exact, pentru că ați văzut că avea un sistem de desfășurare ușor modificat față de ceea ce știm noi, tocmai pentru a le da posibilitatea echipelor să joace cât mai mult. Am uitat să-l întreb, dar trebuie să reținem că s-au jucat foarte multe, foarte multe meciuri. Aceste meciuri au trebuit să fie acoperite cu arbitri, evident, și aici a adus contribuția din plin Comisia Județeană de Fotbal Cluj. Până la urmă, așa cum desigur vă dați seama, sunt foarte mulți cei care au pus umărul la bunul mers al competiției. Și sigur că cu toții și-au dorit ca scopul declarat să fie realizat, dacă nu chiar depășit din punct de vedere valoric. Resping acolo fundașii celor de la Augustin Maior. Alex Dulca încearcă în dribling, mingea rămâne în posesia celor de la LPS. Capitanul echipei a șutat la poartă, Răzvan Ititesc. Fără a fi un meci dur, se joacă totuși la limită și acesta este un lucru foarte bun. Acești copii trebuie să înțeleagă adevărata față a fotbalului de acum. Ei vor întâlni de-a lungul carierelor, cei care vor ajunge să facă fotbal de performanță, vor întâlni cu siguranță echipe și jucători din alte țări, acolo unde efortul fizic și impunerea jocului prin acest efort fizic este de foarte multe ori determinant. Șase minute până la finalul finalei. Mi se pare că a fost o minge deviată, dar nu și arbitrii sunt de părerea mea. Este un efort al celor de la Augustin Maior de a egala pe tabela de marcaj. Sunt primii la minge. Și încearcă tot felul de scheme tactice care să ajute să obțină egalarea. Încă o ratare, a fost numărul 7, Bogdan Morar, care a șutat în blocajul unui apărător al celor de la LPS. Iată egalarea
2-2 cu mai puțin de 5 minute până la finalul partidei. Efortul făcut de cei de la Liceu Augustin Maior a avut finalitate și au obținut egalarea. Am să vă spun că în situația în care rezultatul rămâne 2-2, deci scorul va rămâne egal la finalul partidei, se va trece la executarea loviturilor de departajare. Deci nu există prelungirile clasice ca la alte meciuri. Să vedem cum se va termina, pentru că totuși mai sunt 3 minute și jumătate, ceea ce la un meci în sală este destul de mult. Mingea a lovit-o pe una din foarte tinerele spectatoare, o fetiță de câțiva anișori, dar sperăm că nu este nimic grav acolo în tribună unde stătea ea. Fiecare echipă încearcă să se impună acum pe final. Trebuie să vedem dacă va reuși vreuna dintre ele. Un pressing al celor de la Augustin Maior. Și un șut în blocaj. A blocat acolo jucătorul cu numărul 20, Gabriel Cozea, în postură de fundaș lateral. Și un șut undeva departe a celor de la Liceu Augustin Maior. În această situație, în opinia mea, doar o greșeală poate decide echipa câștigătoare, pentru că jucătorii au renunțat la orice idee tactică și încearcă fiecare echipă să marcheze, să nu se ajungă la loviturile de partajare. 2 minute și 4 secunde până la final și corner obținut de Liceul Augustin Maior. Încă un corner. Este un contraatac acum, 2 contra 1. Să vedem în ce măsură. Foarte bine și apără portarul. Extraordinar. Tudor Mare a apărat extraordinar în această situație. Încă o minge pierdută, dar out. Alex Dulca a încercat să paseze și a trimis mingea în out. Este un time-out în acest moment, cerut de unul dintre antrenorii celor două echipe. Nu pot să vă spun care, pentru că eu priveam exact în partea opusă, unde se desfășura faza. 1 minut și 21 de secunde. Evident, cronometrul este oprit. Jucătorii se hidratează cu această ocazie, primesc ultimile indicații de la cei doi profesori. Ar fi foarte frustrant pentru oricare dintre cele două echipe să primească gol pe final când mai este un minut și mai puțin de jumătate de joc. O să vedem cum se va finaliza și, așa cum v-am spus, dacă rezultatul rămâne egal, atunci se va trece la executarea loviturilor de departajare. Un șut în bară și încă o reluare peste poartă în acest moment. A tras peste poartă dintr-o poziție favorabilă Bogdan Morar.
Este un fault grosolan acolo, deci grosolan. Moment în care al doilea avertisment îl trimite în tribună pe profesorul Călin Tecoanță, cel care a protestat. N-am înțeles ce a protestat, pentru că faultul a fost evident și nu se putea încheia decât cu o lovitură liberă în favoarea celor de la Augustin Maier. Cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 10, cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 13, este vorba de Marius Ștefănescu, numărul 13, și Răzvan Ititesc, numărul 10, ambii lovind mingea după și iată final de meci. În acest moment, un final oarecum tensionat pentru ceea ce... ...vindicătoarea se va cunoaște după executarea loviturilor de departajare. Primul care va executa este pentru liceul Augustin Maior, jucătorul cu numărul 10, Ionuț Dinu, el are mingea, iar în poartă va fi Bogdan Langa, portarul celor de la LPS. Bogdan Langa, un portar care aproape că acoperă poarta. Să vedem cum va executa Ionuț Dinu. Ionuț Dinu a trimis lângă poartă și consemnăm prima ratare. Numărul 13 este capitanul echipei, Marius Ștefănescu, în poarta celor de la Augustin Maior, Tudor Mare. Din nou se schimbă perechea, din nou Bogdan Langa și execută numărul 7, Bogdan Morar, care ratează și el, și în acest moment trebuie confirmată, da, așa, această ratare cu... Răzvan Ititesc, capitanul celor de la LPS, care își adjudecă finala. A fost un meci frumos, a fost un meci care a avut de toate. Și a avut și acest moment de suspans pe final. Să privim roata bucuriei a celor de la liceu cu program sportiv, încă o dată antrenați de profesorul Călin Tecoanță. Este o hora bucuriei. Au trecut 3 săptămâni de la debutul acestei competiții, 24 de echipe la start și iată că liceul cu program sportiv a reușit să câștige a 6-a ediție din întregul palmares. Deci de 6 ori câștigător al acestei competiții este liceul cu program sportiv. Urmează o serie de meciuri demonstrative. Dați-mi voie să vă prezint echipa fotbaliștilor Ardele, Călin Ciucu. Cristian Turca, antrenorul echipei naționale de tineret a României. Domnul Marius Popescu. Așadar, o inversare în programul nostru. Cristian Poșan. Se va disputa acel triunghiular despre care vorbeam în timpul transmisiei noastre. Sunt prezentați acum jucătorii, foștii fotbaliști, selecționata foștilor fotbaliști. Îl auzim pe Ovidiu Blag, îl las pe el. Domnul Feri Bican. Stelian Germa. Cu mulțumiri speciale pentru că i-a cooptat pe acești fotbaliști pentru a fi prezenți astăzi aici. Domnul Alpar Mesaroș.
cu mulțumiri pentru ajutorul pe care ni l-a acordat din partea Federației Române de Fotbal și un ajutor nesperat jucător la Swansea, Marco Dulca. Antrenorul acestei formații este domnul Vasile Dobrău. Dați-mi voie să vă prezint echipa profesorilor de sport, domnul Adrian Condor de la Samus, Romică Boal de la Tehnofric, Tavi Gorgan de la Informatică, Radu Vaș de la Gheorghe Lazăr, Ilie Lazăr, capitanul echipei de la Seminarul Ortodox, Gheorghe Fetean de la Nicolae Bălcescu, Horia Gabor de la Liceul Eminescu și domnii antrenori ai liceului cu program sportiv ni se vor alătura în curând, Alin Albu și Călin Tecoanță, Ioan Misti, și domnul Mănescu, Florin Mănescu, nu era pe lista mea. Dați-mi voie să vă prezint acum echipa presei clujene și a bloggerilor. Domnul Lucian Jurș, se alătură profesorii încă, deci echipa bloggerilor, domnul Lucian Jurș, Adrian Rus, reporter la Cluj Sport, specialist pe ligile inferioare de fotbal. Domnul Ovidiu Cornea, reporter la Cluj Sport, de asemenea la Flaneur, între Sala Sporturilor și Sala Polivalentă. Capitanul echipei, domnul Emil Moldovan, reporter la Știri de Sport. Domnul Tudor Rus, blogger, programator, sponsorul echipei. Domnul Radu Moldovan, artist și DJ, va susține primul său concert duminică seara într-un club de pe strada Iuliu Maniu. Domnul Darius Mureșan, de profesie cameraman, manager la un club de fițe din Piața Muzeului. Domnul Tino Moldovan și domnul Mihai Hosu, marketing manager de la Julius Mall. Așadar, aplauze pentru echipa foștilor fotbaliști ardeleni, echipa profesorilor și echipa bloggerilor clujeni. Primul meci, cel dintre echipa foștilor fotbaliști și echipa profesorilor. 12 minute de joc. Îmi place banca de rezerve a foștilor jucători, unde îi vedem pe Alin Bănceu, peste Lică German, pe Sorin Vădana și pe Cristi Pojar. O bancă cu greutate și la propriu și la figurat. Și iată, meciul a început. Marco Dulca acolo pentru Marius Popescu. Cristi Dulca în poziția care l-a consacrat, aceea de fundaș central. Feri Dican. Și iată, o recuperare a lui Ilie Lazăr și ratare a lui Călin Tecoanță, care tot el rămâne la minge și mai ratează o dată. Este ușor să dai sfaturi de pe margine jucătorilor tăi, este mai greu să faci tu ceea ce vrei să îi sfătuiești pe ei. Acesta este Călin Tecoanță, l-ați avut în imaginea noastră. Ilie Lazăr în poziție de atacant central, el vine ușor în spate să primească mingea, îi se trimite această minge și altă dată mingea ajungea în poartă din acea poziție. Dican, să vedem cu cine, cu Radu Sabo, tot Dican, care încearcă spre Marco Dulca, dar greșește pasa. Și minge în aut pentru echipa foștilor jucători. Marius Popescu, fundaș central. A venit mult în spate Marius Popescu. Greșește pasa. Tecoanță. S-a încercat o pasă surprinzătoare acolo, dar a intervenit Cristi Dulca. Greșește și Cristi. Anii s-au adunat.
reflexele au scăzut, mobilitatea nu mai vorbim. Și iată-l pe Radu Sabo, printre puținii care își păstrează fizicul din vremea când juca fotbal. Și prinde fostul ruibist al Universității Cluj, Romică Boar, astăzi în postura de portar în echipa profesorilor. Feridican acum pentru Marius Popescu. Marco Dulca încearcă singur, dar este greu de pătruns pe acolo. Suprafața e mică. Un șut al lui Marco Dulca și iată-l pe Radu Sabo deschizând scorul. 1-0 în acest moment pentru echipa foștilor jucători. Decoan s-a trimis acolo. Ilie Lazar, dar o pasă în aut. S-a rotunjit un pic și Ilie Lazar, autorul golului din meciul cu Fiorentina de la Bistrița, cu siguranță vi-l amintiți. Un gol foarte frumos, cu un Ilie Lazar exploziv. Ce timpuri! Tecoanța acum încearcă un dribling, dar Cristi Dulca nu și-a pierdut flerul. Încă o dată Cristi Dulca, care preia și încearcă să accelereze, să vedem până unde pot accelera. Marius Popescu cu un șut într-un adversar, un șut care nu e tocmai plăcut de recepționat. Popescu în continuare, o pasă pentru Cristi Dulca. Can. Și Radu Sabo, un jucător care mie mi-a plăcut extraordinar de mult atunci când evolua în tinerețea lui sportivă. Un jucător care este autor pe vremea când juca, dacă nu greșesc, la Ghior, autor a unui gol într-un meci de Liga Campionilor contra lui Manchester United. Pe lângă Marco Dulca, un jucător de mare perspectivă, mai avem în tribună pe cineva. Este vorba de componentul echipei naționale de tineret, Păun, de la CFR, care iată că nici în vacanță nu se departe de fotbal, el este prezent aici. A intrat Cristi Pojar la mingea acum, jucătorul cu numărul 3. Încearcă o combinație ca pe vremuri cu Adi Sabo și un șut fără preluare. Dar jenat de adversar a trimis balonul undeva foarte sus. Cristi Dulca. Antrenorul național de 21 de ani. Echipă cu reale posibilități în acest sezon de a prinde cel puțin barajul de calificare la europene. Să vedem ce se va întâmpla. Mai sunt 3 meciuri. Radu Sabo cu un lob. Și iată că Romică Boar reușește să respingă
acest lob al lui Radu Sabo. A intrat și Alin Bănceu. A intrat și Sorin Vădana. Alin Bănceu cu numărul 14, Sorin Vădana la minge cu numărul 11. Trebuie făcute aceste schimbări pentru că rezerva de aer este foarte puțină și un șut al lui Călin Teconță pe lângă poartă. Radu Sabo pentru Călin Pojar. Cristi Dulca, Călin Ciucur, minge naut, repune echipa profesorilor. Schimbare și la profesor, a intrat jucătorul cu numărul 7, Ioan Misti. De la liceul Ana Aslan. Cristi Dulca cu o execuție ca pe vremuri. Și Sorin Vădana acolo pe combinație cu Radu Sabo. Un grup de spectatori, de suporteri care reacționează de fiecare dată când profesorul lor ajunge la minge, cum se întâmplă în acest moment. Este vorba despre Tavi Gorgan, jucătorul cu numărul 3. Miste a încercat o pasă din care rezultă un corner. Și respinge în aut Cristi Dulca. Și 35 de secunde până la finalul acestei partide. 1-0 în favoarea echipei foștilor jucători. Gol marcat de Radu Sabo. Și iată-l pe Alin Bănceu, care încearcă o centrare în fața porții. Îi reușește, dar nu era nimeni la întâlnire. A încercat Cristi Pojar, dar viteza de acum nu mai este cea de altă dată. Atunci când Cristi Pojar era cel mai temut adversar al lui Marius Lăcătuș. Pojar acum pentru Bănceu. Prea sus sare această minge. Și greu de controlat. Cristi Dulca cu un calm care l-a obligat pe Iordănescu să-l convoace la echipa națională în acea perioadă frumoasă a acestei echipe. Și un șut în bara lui Bănceu. Această poartă va mișca și după amiază probabil. Încă o bară. A șutat în bară Radu Voș. Un minut și câteva secunde până la final, 1-0 în continuare, gol reușit de Radu Sabo, care a încercat o interceptare acum, dar mingea nu l-a ascultat și Călin Teconță, care trimite și el mingea în bară, bara transversală. Radu Sabo a păcălit, și-a păcălit adversarul din preluare, dar până la urmă atacul nu s-a finalizat.
antrenorul Vasile Dobrău, care a făcut schimbările în așa fel încât să aibă jucători pe care să poată conta și în a doua partidă. Și iată final de meci, 1-0 în favoarea echipei foștilor jucători. Prin golul Radu Savo, echipa fotbaliștilor va rămâne în teren, va juca cea de-a doua partidă potriva echipei Presei Clujene. Echipa câștigătoare rămâne în teren și joacă în continuare cu cealaltă echipă, cu cea de-a treia echipă, cea a ziariștilor și a bloggerilor clujeni. Unde îi vedem pe Emil Moldovan, pe Radu Moldovan, pe Tino Moldovan. Este o echipă dominată de acest nume și sigur că ar fi trebuit să îl vedem acolo și pe Ovidiu Blag. Să vadă și Ovidiu că fotbalul nu este chiar așa un sport la îndemână, că mai trebuie și alergat. În sfârșit, și Ovidiu îndrăgostit de fotbal ca și mine și ca și mulți dintre dumneavoastră, stimați telespectatori. Cristi Dulca, care a rămas tot meciul în teren, vorbesc despre primul meci, și au revenit Marius Popescu, Feri Dican și Marco Dulca. Iată-l pe Stelică German, jucătorul cu numărul 4, un mare, mare sufletist, Stelică German. Ridican, care și la această vârstă protejează la fel de frumos balonul ca pe vremea când era în activitate. Ea foarte greu să iei mingea lui Ferdican. Din nou Cristi Dulca. Pasă pentru Marius Popescu. Cristi Dulca primește, încearcă un artificiu, dar pierde balonul. L-a surprins shortul de culoare galbenă a adversarului său cu siguranță. Da, exact asta spunea Cristi, că are short galben și l-a păcălit. Marius Popescu cu o degajare și minge în aut pentru fotbaliști, execută Marco Dulca, acolo este Stelică German cu o pasă înspre Cristi Dulca. Intervine Stelică German. Este un adevărat moment al adevărului acest meci. Va trebui să vedem cine trage cele mai bune concluzii, respectiv foștii jucători actuali, mulți dintre ei actuali antrenori, vor trage concluzia că presa are de obicei dreptate sau cei din presă vor înțelege și de această dată că fotbalul nu e la îndemâna a tuturor, decât ca pasiune. Stelică German pasă pentru Marco Dulca, care ratează preluarea, iar Cristi Dulca trimite peste poartă. Este aici o lovitură de colț. Se execută aproximativ.
Ovidiu Cornea, jucătorul cu numărul 2 în formația celor din presă. Și iată-l pe Cristi Durca. Un nou out. 8 minute și 15 secunde până la final. Dican pentru Marius Popescu. Abia aștept să stăm la o poveste cu papii, cum îi spunem noi prietenii. Și iată-l pe Stelică German, care își ia inima în dinți, dar se opune acolo. Jucătorul cu numărul 5 și cu barbă, este vorba despre Emil Moldovan. Un meci frumos, ca și ideea în sine, aceea de a-i readuce din când în când în prim plan pe acești jucători care ne-au încântat de-a lungul timpului și care ne-au dat mari, mari satisfacții. O ratare uriașă a lui Ovidiu Cornea. Ovidiu Cornea a ratat singur cu portarul Ciucur, a preferat o pasă în lateral, dar acolo n-a venit nimeni. Și pentru că pe teren sunt foarte mulți jucători ai Universității Cluj, fost jucători ai Universității Cluj, uite-l pe Alin Bănceu acolo, care a jucat și în Olanda, împreună cu Cosmin Mariș, un alt jucător important al Clujului. Pentru că sunt foarte mulți dintre ei aici, am să vă spun că în discuțiile pe care le-am avut înainte de meci, toți, dar toți la unison mi-au spus că ceea ce se întâmplă astăzi la echipa lor de suflet, Universitatea Cluj, este de necrezut și că le vine greu să creadă că o comunitate ca și Clujul nu este în stare să-și apere echipele care i-au adus performanță și care i-au adus tradiție. Într-adevăr, Universitatea Cluj este principalul brand sportiv al Clujului și nu numai, al Ardealului, și foarte multă vreme a fost chiar al României, dacă ne amintim perioadele de tristă memorie. Ceea ce se întâmplă astăzi cu Universitatea Cluj n-ar trebui să lase pe nimeni indiferent. Această echipă are locul ei în sufletele românilor și trebuie susținută ca atare. O combinație foarte bună a lui Radu Sabo cu Alin Bănceu și iată corner. Sorin Vădana pentru Stelian German. Un gol superb! Un gol superb reușit de Ovidiu Cornea, numărul 2 în formația celor din presa clujeană. Călin Ciucur a rămas fără replică. El este reprezentantul ziarului de Cluj, secția sport. Iată-l și pe Stelian German. De lângă el a tras la poartă Ovidiu Cornea. Sigur, Stelian German l-a amenajat, putea să aibă o intervenție suficient de hotărâtă și atunci lucrurile nu s-ar fi terminat cu gol. Dar este 1-0 acum cu 3 minute și 55 de secunde înaintea finalului. Să vedem dacă foștii jucători vor reuși să egaleze. Îl văd în teren pe numărul 13, Adrian Rus.
Și un șut pe lângă al lui Sorin Vădana, cred eu. Da, Sorin Vădana a fost cel care a, și sigur, minge deviată totuși, corner. Vădana din nou, pierde mingea Vădana. Emil Moldovan acum la minge. Cristi Dulca pentru Sorin Vădana, Stelian German. Și o pasă înapoi, așa cum nu te sfătuiesc antrenorii niciodată să dai pe cadrul porții. Cristi Dulca a încercat acolo să rea cu capul. A fost într-adevăr fault, are dreptate Cristi. Portarul l-a împins bine înainte să lovească balonul. Și minge pentru echipa forțelor jucători. 2 minute și 8 secunde până la finalul meciului. 1-0 în continuare pentru echipa jurnaliștilor de sport. Respinge Ovidiu Cornea, cel care este autorul golului pentru jurnaliști. Radu Sabo a încercat printre picioarele portarului, nu a reușit și vine Sorin Vădana. Ratează Bănceu sau, nu știu, prinde portarul. În poartă Adrian Condor. Și iată-l pe Emil Moldovan cu o pasă foarte bună. Și un șut pe lângă poartă, trimis de Darius Moldovan. Mureșan. Da, Mureșan. Te rog să mă ierți, am citit eu greșit. Cristi Dulca pentru Radu Sabo. Din nou Cristi Dulca și este blocat în ultim moment de Ovidiu Cornea. Radu Sabo blocat și el. Sorin Vădana, Radu Sabo din nou. Este o minge în aut, repune Alin Bănceu direct la adversar. Avem concluzie la momentul adevărului, cu siguranță, dacă câștigă și iată ce se întâmplă. Iată ce se întâmplă, este 2-0 pentru... Nu, nu este 2-0, se poate rata și de acolo. Așa că va trebui mai multă reținere în cronici, nu pentru Emil Moldovan. Deci, momentul adevărului, concluzie, presa are dreptate, a câștigat. Cele ce urmează, vă invităm să urmăriți așadar meciul dintre echipa Profesorilor Clujeni și echipa Presei Clujene. Așadar, un meci de care pe care, Profesorii și Presa Clujeană, Profesorii echipelor care au fost angrenați în competiție, evident, și selecționata Presei Clujene, o selecționată a Presei Clujene, pentru că probabil că aici puteau să mai fie prezenți și alții. Deci, cine va avea câștig de cauză în acest meci, va câștiga turneul triunghiular organizat de organizatorii, evident, competiției Cupa Liceelor, încă o dată aflată la ediția cu numărul 12, o ediție care ne bucură, acest număr care deja începe să fie impresionant. Foarte mulți jucători tineri, foarte mulți jucători talentați, foarte mulți jucători de perspectivă au evoluat în aceste 3 săptămâni aici în Cluj-Napoca și
Mulți dintre ei au fost văzuți și, desigur, vizați de antrenorii profesioniști prezenți la meciuri. O să vedem, o să ne amintim cu siguranță numele lor într-o perioadă destul de scurtă de timp, pentru că realmente există jucători cu mari posibilități aici în Cluj. O să vă dau câteva nume dintre cele pe care le am eu notate aici. Probabil că sunt și nume apărute între timp, pentru că așa se întâmplă de obicei la astfel de turnee. Deci echipa profesorilor, Adrian Condor, Romica Boart, Avi Gorgan, Alin Albu, Radu Vaș, Ilie Lazăr, Călin Tecoanță, Gheorghe Fetean și Ioan Misti. Apoi echipa presei, Lucian Jurj, Adrian Rus, Ovidiu Cornea, Emil Moldovan, Tudor Rus, Radu Moldovan, Darius Mureșan, Tino Moldovan și Mihai Hosu. O să încerc să identific pe câțiva dintre ei pentru comentariu. În teren este în acest moment la pressing Ilie Lazăr, jucătorul cu numărul 9. În echipa profesorilor. Și iată situație de gol acolo, dar ratează numărul 7, Tino Moldovan. Cred, da, Tino Moldovan este numărul 7. Un contraatac, Tecoanță este singur acolo. Și simulare dictează arbitru Mircea Horațiu Feșnic, iertați-mă. Tatăl lui este Mircea Feșnic. Îi acordă un cartonaș galben lui Călin Tecoanță. Acolo a fost portarul celor din echipa profesorilor, este vorba despre Adrian Condor, cred. Darius Moldovan într-o acțiune și iată-l pe Ilie Lazăr. Șutează Ilie Lazăr, dar în brațele portarului. Intercepția acolo a lui un șut de la distanță foarte bun pe care l-a tras Lucian Jurj, dar care a trecut puțin pe lângă poartă. Da, o pasă bună înspre Călin Tecoanță, dar acesta a ratat startul. Și încă o bară. Da. Cineva mi-atrage atenția că nu funcționează tabela de marcaj. Așa este.
cineva de la masă o fi uitat să o pornească. N-aș putea să vă spun în ce perioadă a jocului suntem, pentru că în continuare sunt probleme cu tabela. Probabil o mică defecțiune, în sfârșit. Și un joc periculos acolo, fluierat de Horațiu Feșnic. Nu-și ia niciun risc, nu-și asumă niciun risc, nimeni nu încearcă ceva cât de cât. Toată lumea este dominată de rezultatul care poate fi defavorabil la cea mai mică greșeală. A greșit Emil Moldovan și iată o încercare a lui Tecoanță, foarte inspirată, dar poarta de handbal este ceva mai mică. Într-o poartă de fotbal era ok. Încă un atac al profesorilor. Tecoanță din nou acolo. Reușește să respingă fundașii jurnaliștilor. Și o acțiune foarte bună. Să vedem dacă nu se ratează și de data aceasta. La un pas de autogol, Ovidiu Cornea, și un șut din afară, respins de același Ovidiu Cornea. Misti este acolo în luptă cu portarul și ratează posibilitatea de a înscrie. Emil Moldovan repune de la margine. Revine în teren Lucian Jurj, numărul 99. Și un șut al lui Emil Moldovan, undeva în afara porții. O pasă inspirată a lui Tecoanță și iată gol. Gol reușit de numărul 10, Tudor Rus. Am greșit eu, nu este Tudor Rus. Tudor Rus este numărul 10, dar la presa sportivă, nu la profesori. Chiar dacă am primit o listă cu numere, trebuie să vă spun că ele nu s-au respectat, așa că nu o să mai folosesc ceea ce am primit, pentru că o să ne aflăm în eroare și nu e în regulă. Foarte bună pasă trimisă acolo de autorul golului și Călin Tecoanță nu reușește să trimită mingea în poartă. Intercepția lui Misti. Posedat și profesorii construiesc un nou atac. Tecoanța acolo cu o fentă, cu o pasă, să vedem ce se va întâmpla.
respinge portarul în acest moment. Și out pentru echipa Presei Clujene. Unul la 0 în continuare pentru echipa Profesorilor, care atacă prin Misti, pas înapoi. Combină ceva mai inspirat profesorii de fotbal. Și Tecoanță încearcă șutul, în loc să încerce pasa, cred eu, dar în sfârșit este vorba de inspirație în acele momente. Și iată golul egalării, el a fost marcat de jucătorul cu numărul 99, Lucian Jurj. A ratat echipa Profesorilor câteva situații foarte bune de a înscrie, foarte bune. În sfârșit, poate să avem din nou un meci cu lovituri de departajare. Reamintesc, cine câștigă această partidă, câștigă triunghiularul. Fiecare echipă are câte o victorie în acest moment. Încă 6 minute și jumătate. Și Tecoanță preia în careu, dar ratează. Să vedem despre ce este vorba. Cred că s-a solicitat un timeout. E nevoie de un minut de odihnă. Jucătorii sunt destul de obosiți. Suprafața de sală, suprafața pe care se joacă, parchet, este foarte rapidă, extraordinar de rapidă și sigur că necesită efort suplimentar din partea celor care se găsesc în teren. S-a reluat partida cu un atac al jurnaliștilor care au ratat acest atac. O pasă foarte bună acolo și o nouă ratare pentru Profesori. Corner. Încă un corner, de data aceasta mingea a fost trimisă de Ovidiu Cornea Ați văzut noastră această ratare care duce și la schimbare, din câte observ eu. Iese Călin Tecoanță și el va fi înlocuit de un alt jucător, nu-mi dau seama cine, din acest unghi.
la mine aici figurează cu numărul 10, Tudor Rus. Am avut reluarea golului. Gol reușit de Emil Moldovan. La minge în acest moment Emil Moldovan. Și un out pentru cei din presa clujană. Ilie Lazar acolo cu o preluare într-o situație dificilă, a urmat un șut blocat. Și să vedem ce se va întâmpla, un șut frumos. Un șut frumos al lui Alin Albu. Încă un șut și scoate din nou portarul celor din presa sportivă. Este, să vedem cine este. Radu Moldovan. Încă un șut foarte frumos, dar puțin peste poartă. Este un fault acolo. Ilie Lazar a jucat periculos. Și Dan Dreve l-a sancționat cu fault. Tot Ilie Lazar reușește să recupereze această minge. Încă o dată Ilie Lazar, s-a dinamizat puțin jocul odată cu intrarea lui Ilie. Ne bucurăm să-l vedem pe Ilie Lazar că se străduiește și vrea neapărat să facă ceva. Încă o dată el la minge, dar iese deposedat. Șut și un nou corner în favoarea profesorilor, acum când mai sunt 4 minute și 8 secunde până la final. O pasă foarte bună pentru Ilie, dar este blocat Ilie Lazar acolo. Apropiem de final, iar cei din presa sportivă conduc cu presa clujană, iertați-mă, conduc cu 2-1. După acest meci va urma festivitatea de premiere. Așa din câte am putut să trag cu ochiul, pot să vă spun că finaliștii vor primi niște cadouri foarte serioase. Sigur, este vorba despre echipament sportiv în primul rând, pentru că de asta au ei nevoie. O preluare bună a lui Emil Moldovan, dar a pierdut mingea în favoarea adversarului său. Încearcă profesorii să egaleze. Mai sunt 2 minute și 40 de secunde până la final. Un șut și iată corner acum pentru profesori. Foarte bună pasa lui Ilie Lazar. Aceste mingi pe suprafață rapidă și foarte mică se joacă cu deviere, nu cu preluare. Excelentă pasă, excelentă. Dar este blocat acolo de către portar și încă un șut peste poartă a lui peste poarta lui Radu Moldovan.
aproape de gol, Tecoanță cu o deviere care s-a vrut a fi pasă în primul rând. Lui Moldovan, dar nu urmărește nimeni acolo. Și Romică Boar revenit în poarta profesorilor pentru a da în primul rând greutate liniei de apărare, dar și siguranță, sigur că da. Foarte bună pasa și Romică Boar l-a speriat pe Darius Moldovan. Mureșan l-am botezat, trebuie să-i dau un miel cât de curând, l-am botezat Darius Mureșan, evident, cu scuzele de rigoare. Încă 23 de secunde au la dispoziție profesorii, ei vor încerca un atac decisiv, dar iată că mingea a ajuns în aur, iar cei din presă nu se grăbesc să repună, timpul trece în favoarea lor. Încă 6 secunde, doar un șut de la distanță mai poate schimba ceva și mingea în brațele portarului, moment în care se aude sirena.